S-a încheiat și prima săptămână europeană în care toate cele patru echipe românești angrenate în cupele europene au avut meciuri. Se putea mult mai bine, asta este clar. Am avut parte și de o mică mare surpriză, dar hai să luăm fiecare meci în parte, să vedem ce s-a întâmplat. Înainte să începem cu primul meci, cu meciul dintre FCSB și Maccabi, vreau să vă spun faptul că vorbesc liber, n-am notat nimic, nu mi-am pus niciun obiectiv să vorbesc despre aia, despre aia, pur și simplu vorbim la liber despre fiecare meci în parte și vă invit și pe voi să-mi spuneți părerile voastre despre aceste meciuri. Și după cum spuneam, începem cu meciul dintre FCSB și Maccabi, 1-1, meci în turul 2 Champions League, jucat pe Ghencea, cam vreo 20.000 de oameni, cam pe acolo s-a învârtit numărul spectatorilor din tribune. O prima repriză echilibrată din punctul meu de vedere, nicio echipă n-a vrut să greșească, n-a vrut să iasă la joc, să fie descoperită și să fie prinsă pe contraatac. A avut FCSB ocazie, dacă țin bine minte, minutul 24, dar au avut și de la Maccabi și cam atât, foarte, foarte anos, dacă pot să spun așa, foarte, foarte echilibrat, tacticizat. Nicio echipă, după cum spuneam, n-a vrut să greșească, să facă vreo greșeală ca să fie descoperită. Dar în a doua repriză, FCSB a dominat autoritar această partidă. Ocazii peste ocazii, israelienii au început să tragă de timp la un moment dat. Deci, o a doua repriză mult, mult peste prima repriză și mult, mult a fost FCSB peste cei de la Maccabi. Însă, cumva, contrar jocului, cei de la Maccabi au reușit să marcheze, să deschidă scorul pe minutul 70, dacă țin bine minte. Dar cei de la FCSB imediat au marcat în minutul 76, gol Daua. Dar pe lângă astea două goluri și pe lângă singurul gol marcat de către FCSB, lejer, aceștia puteau să mai marcheze o 3-4 gol, dacă scorul se termina 4-1, 3-1, 5-1, nu cred că se supăra nimeni. Băluță, Ratangiu serii, a ratat la ocazii Băluță. Cred că de-aia am început să chilez și eu în cap, că din cauza lui Băluță, dar asta este. Foarte, foarte, foarte multe ocazii ratate de către Băluță. Și nu doar Băluță, între minutele 50 și minutul 60 a ratat și Șut și David Miculescu, niște ocazii rarisime, a apărat portarul foarte bine acelor de la Maccabi. Deci, mă repet, dacă scorul era 5-1, 4-1, nu cred că se supra absolut nimeni. Acest meci putea să fie câștigat lejer de către cei de la FCSB. La cum s-a jucat, trebuia să se încheie soarta calificării chiar din primul meci, dar nu s-a putut. În meciul retur, din punctul meu de vedere, o văd favorită pe FCSB, am văzut-o chiar și la începutul acestui meci și la cum s-a jucat mi-a dat dreptate. Deci, în retur, cred că FCSB se va califica. Poate nu foarte convingător cu 3-4-5-0, dar văd un 1-0, 2-0 să meargă mai departe cu un scor total de 3-1 la general. Ăștia de la Maccabi au și anumite probleme de lot. Mulți jucători sunt plecați la Naționala Olimpică a Israelului pentru că au început și jocurile olimpice. Deci nu îi văd în stare să facă surpriză, dar nu se știe. Fotbalul este imprevizibil, mingea este rotundă, se pot întâmpla foarte, foarte multe. Dar nu cred că este cazul în această partidă. Iar în turul 3 de la FCSB vor da de către Sparta Praga, unde sunt calificați în proporții de, nu știu, 95%, au bătut 2-0 pe cei de la Shamrock Rovers. Nu văd să fie întorși în meciul retur din Cehia. Deci va fi o reeditare a meciului din 2017, când FCSB a eliminat Sparta Praga cu acel gol senzațional al lui Stanciu de la București. Deci, per total, și mergem mai departe la meciurile de Europa League și Conference League. Un meci dominat de FCSB în a doua repriză, în prima repriză echilibrat, dar în a doua repriză un meci dominat de către FCSB, autoritar, aș putea spune. Iar în meciul retur, cu siguranță, șanse foarte, foarte mari ca FCSB să tragă mai departe și, bineînțeles, să întâlnească Sparta Praga, unde deja este cu totul alt mâncare de pește, dar măcar au locul asigurat în grupele Conference League și cam asta s-a întâmplat la meciul dintre FCSB și Maccabi. Și mergem mai departe la meciul din Europa League și la surpriza acestei săptămâni europene în care am avut echipe românești, la meciul dintre Rijeka și Corvinul Hunedoara, unde, atenție, Rijeka este vicecampioană a Croației, a pierdut campionatul la milimetru în ultimele etape în fața celor de la Dinamo Zagreb. Spre surprinderea multora și chiar spre surprinderea mea, Corvinul s-a ținut extraordinar de bine în fața vicecampioanei Croației, Rijeka. Dacă te-ai fi uitat la meci, nici nu puteai să spui că Corvinul este o echipă de Liga a doua, iar Rijeka este vicecampioana Croației. Ocazii și de o parte și de cealaltă, s-a jucat oarecum aproape pe conte, dacă e să luăm pe numărul ocaziilor, dar per total un meci foarte, foarte echilibrat, 0-0. Cu puțină șansă, dacă mi-aduc bine aminte, ocazie minutul 58, se putea face 1-0, dar nu doar acolo. Corvinul chiar putea să plece cu o victorie de la Sibiu, de acasă, de meciul de acasă, și să intre cu un avantaj în meciul retur din Croația,
Dar același lucru putem spune și despre vicecampioana Croației. Dacă mi-aduc bine aminte, minutul 72, după o greșeală în apărare, a scăpat atacantul lor Petrovic și a șutat aproape de vinglu, dar nu a luat destul de fe ca să intre poartă. Deci, per total, nu sunt foarte multe de spus. 0-0, echitabil, putea să câștige oricare dintre cele două echipe. Cu puțină șansă, Corvinul poate să meargă mai departe, nu vine să cred că pot să pun treaba asta, dar cu puțină șansă, Corvinul poate să câștige această dublă manșă să meargă mai departe în turul 3 Europa League. Doar că singura problemă ar fi că nu se mai joacă în România, se joacă returul, se joacă în Croația. Cei de la Rijeka o să aibă suporterii în spatele lor, o să se deschidă mai mult, o să atace mai mult, o să aibă cu siguranță mult mai multe ocazii față de ce a avut acum la Sibiu, dar treaba asta poate să fie și un avantaj pentru Corvinul, pentru că aceștia ieșind la joc poate să lase spații pentru că își doresc să marcheze repede, să rezolve cât mai repede calificarea, să nu se ajungă la penaltiuri prelungiri și așa mai departe. Și treaba asta poate să fie și un avantaj pentru Corvinul, pentru că poate atacă cu toată echipa și scapă pe contraatac și se face 1-0 și după aia se apără și aia a fost, se califică un 1-0 la general. Există și posibilitatea asta, dar pe total nu sunt foarte multe spus decât felicitări Corvinul Hunedoara, un meci foarte, foarte bun, neașteptat de bun pentru unii, după cum spuneam. Și dacă își păstrează jocul acesta și în meciul retur din Croația și cu puțină șansă, pot merge mai departe în turul 3 preliminar din Europa League. Chiar ar fi o mare, mare performanță și pentru noi ca țară, dar mai ales pentru cei din Hunedoara. Și cam asta este povestea meciului dintre Corvinul și Rijeka. Un meci neașteptat de bun, dar care ne dă speranță pentru meciul retur. Ce ne mai lipsește este puțină șansă. Și mergem mai departe la următoarele două meciuri, și anume meciurile din Conference League, care s-au jucat tot joi. Și începem cu un meci surpriză, dar o surpriză negativă. Dacă Corvinul a fost surpriza pozitivă, meciul CFR-ului cu cei din Grodno, Neman Grodno din Belarus, a fost o surpriză negativă, pentru că CFR-ul, și sper că putem să picăm de acord cu treaba asta, CFR-ul a fost și este mare favorit în această dublă, adică campionatul din Belarus este un campionat slab, nu mai este bate Borisovul, de exemplu, dacă cu 10 ani care juca în grupele Champions League. Campionatul este unul slab, mă rog, nu că Superliga România fi vreun campionat, vreun Premier League, dar este mult mai bun și mai superior față de campionatul din Belarus. Și CFR-ul, per total, este o echipă valoroasă, cu jucători mult mai valoroși decât cei din Belarus, chiar dacă cei din Belarus sunt vicecampioni în țara lor, dar asta nu schimbă cu nimic situația. CFR-ul este și va fi în continuare până se gata meciul net superioară și nu înțeleg cum s-a putut să facă doar 0-0. Doar un egal, doar 0-0 și s-a jucat și acasă. Un meci foarte, foarte slab, anos, lent, stilul Dan Petrescu, care poate să producă măcar un gol sau două, dar în meciul acesta nu s-a produs nimic. Într-adevăr, am avut un penalti neacordat pentru că s-a dat offside, care offside n-a fost, n-are cum să fie offside acolo, dar nu a fost VAR, deci n-avea cum să fie verificată faza. A fost penalti, dar nu poți să nu joci absolut nimic sau mai nimic și să te legi de o singură fază că vezi, domne, din cauza aia am pierdut noi meciul și n-am putut să câștigăm și așa mai departe. Da, dacă era penalti și se marca la faza aia, cu siguranță s-ar fi deschis meciul mai departe, dar asta nu este o scuză pentru că trebuia să se marcheze, să se închidă meciul chiar din acest match tour, să fie un 1-0, 2-0, 3-0 pentru CFR Cluj. Și meciul de tur care probabil se va juca în Ungaria să nu mai conteze. Deci acest penalti care a fost refuzat pe bună dreptate CFR-ului nu scuză prestația per total a echipei. O prestație foarte, foarte șteasă, lentă, slabă, Taxidis în a doua repriză toate mingile pe care le-a trimis l-a pierdut, fără ocazii clare, mari, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu n-am văzut ocazie, nu știu, să plateze cu poarta goală sau mai știu eu ce, să fie o dominare autoritară din partea CFR-ului, pentru că, după cum spuneam, CFR-ul este net superioară echipei din Belarus și este surpriza negativă acestei săptămâni europene. Bineînțeles că Dan Petrescu după meci a venit și a spus, da, domne, că i-au stat foarte bine în teren, că sunt o echipă foarte, foarte bună, că a luat clasicul discurs al lui Dan Petrescu, dar în meciul ăsta trebuia câștigat 2-3-0 absolut lejer, pentru că totuși este o echipă slabă. Dacă cumva pierde Braga în turul următor și tu pici cu ei, atunci ce faci? O să vină o echipă mult, mult mai bună, mai bună decât CFR Cluj, mai bună decât Neman Grodno la un loc, aș putea spune. Braga e o echipă foarte, foarte bună, Portugalia, și o echipă care este bună și în Europa în general. Deci, după cum spuneam, CFR Neman Grodno 0-0, meci foarte, foarte modest din partea echipei noastre. A fost echipa favorită, trebuia să închide meciul chiar din manșa tur, un 2-0 scurt, 3-0, hai 2-1, 3-1, indiferent
dar trebuia câștigat meciul acesta. Penaltiul ăla este irelevant dacă tu n-ai jucat nimic și n-ai putut să marchezi din acțiune cu o asemenea echipă modestă, să-i spunem. Deci Corvinul a fost surpriza plăcută, iar CFR Cluj a fost surpriza neplăcută acestei săptămâni europene, dar să sperăm că Petrescu după meciul cu Craiova o să le bage mințile cap, o să revitalizeze și după meciul cu Craiova, după cum spuneam, o să reușească calificarea joi în meciul de tur, care cel mai probabil se va juca în Ungaria sau în vreo țară de asta de lângă noi, de aici vecină, și să meargă mai departe, să treacă în turul următor, pentru că ar fi o rușine să te elimine Neman Grodno. Dar ce să faci, asta este fotbalul, se pot întâmpla foarte, foarte multe. Și mergi la ultimul meci, la meciul dintre Craiova și Maribor, unde, spre rușinea mea, dacă pot să spun așa, a fost singurul meci pe care nu l-am văzut, pentru că nici măcar nu știam că se dă la televizor, aparent s-a dat pe antena Star sau antena Play, ceva de genul acesta. Nu am văzut meciul, nu știu ce s-a întâmplat, am văzut că în minutul 31 Maldonado a luat roșu. Oricum, Maribor este unul dintre cele mai puternice adversare pe care cele patru le-au avut, cele patru echipe ale noastre le-au avut, o echipă foarte, foarte bună din Slovenia, o echipă de tradiție din Slovenia, care a jucat și prin Champions League, prin grupe, mi se pare. Deci, oricum, meciul era greu și chiar dacă se juca 11 contra 11, dar roșul ăsta al lui Maldonado în minutul 31 a pus capac acestui meci. O dominare, mă uit aici pe flash score, o dominare autoritară din partea celor de la Maribor. 18 ocazii de gol, 6 șuturi pe poartă, 11 pe lângă, 5-9 posesie, 41 pentru Craiova. 2-0 a fost scorul final. Oricum, eu speram ca Craiova să facă o față bună, pentru că a scoat antrenorul. Gâlcă este un antrenor cu experiență, un antrenor care știe cu ce se mănâncă Europa, pentru că a fost și cu FCSB în Europa, deci știe cum se mănâncă astfel de meciuri, dar se pare că Maribor a fost o echipă prea puternică pentru Craiova. Într-adevăr, 2-0 este cel mai periculos scor din fotbal și asta este adevărat, deci poate să se întâmple o minune pe Ion Oblemenco, mai ales că stadionul va fi full. 30.000 de suporteri, dacă ei au marcat două goluri și noi putem marca două goluri și să ducem meciul în prelungiri, penaltiuri și să mergem și noi mai departe, dar este foarte, foarte greu. N-am ce să spun despre acest meci pentru că, după cum am spus, nu l-am urmărit, nu știu ce s-a întâmplat. Văzând statisticile, am spus că a fost o dominare autoritară, roșul acela lui Maldonado a pus capac oricărei șanse a Craiovei în acest meci și se pare că dintre toate cele patru echipe, Craiova are cele mai mari șanse să fie eliminată din această fază a competiției și din competiție în general. 2-0 cu Maribor, un scor greu de întors, dar nu e posibil pentru că, după cum foarte bine v-am spus, este cel mai periculos scor din fotbal și cam aici mă opresc cu acest meci, nici măcar nu știu ce am spus. Am încercat să fac cât de cât o analiză mai mică, mai mare despre acest meci, dar nu am văzut, n-am văzut un rezumat, nimic. Și mi-e greu să mă pronunț, să fac o idee, dar cam asta am reușit eu să scot din acest meci. Și cam asta este părerea mea și cam asta este o mică analiză, dacă pot să-i spun așa, acestor patru meciuri ale echipelor din România. FCSB are șanse foarte, foarte mari să treacă mai departe, un joc foarte bun a doua repriză, care dă speranțe, mai ales că din câte știu nu se va juca în Israel. Am putea să precize treaba asta, să așa iară într-o țară vecină sau apropiată nouă sau pe un teren neutru în principal. Rijeka Corvinul 0-0, meci foarte, foarte bun, surpriza plăcută acestor patru meciuri, foarte bun meci făcut de către Corvinul, cu șanse reale, aș putea spune, la calificare. CFR Cluj cu Neman Grodno, surpriza neplăcută acestor patru meciuri, joc groaznic, modest, slab, lent și lista poate continua, dar totuși echipa asta din Belarus este o echipă slabă și n-ar trebui să aibă probleme în meciul retur ce la CFR Cluj. Iar Craiova cu Maribor 2-0, nu sunt multe de spus, n-am urmărit meciul, nu știu care este situația, cum s-a prezentat echipa, dar după statistici și după roșul lui Maldonado nu se prezintă bine deloc, echipă superioară Maribor, dar este fotbal, cel mai periculos scor din fotbal este 2-0 și se pot întâmpla foarte, foarte multe și de ce nu cu puțină șansă Craiova să meargă mai departe. Dar proporțiile sunt foarte, foarte mici ca treaba asta să se întâmple. Deci, după această săptămână, predicția mea este că FCSB se califică, CFR Cluj se califică, Craiova nu va întoarce scorul, nu cred. Iar la Corvinul o să mări și o să spun că Corvinul va trece mai departe și o să producă surpriza și cu toți o să ne bucurăm și, Doamne, ce performanță au realizat. Și cam aici se încheie și acest videoclip al nostru. Nu uitați de like, subscribe și comentariu, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!